încerc să înregistrez un cetățean român, are deja jurământul depus și certificatul de cetățenie, vrea să-și transcrie actele de stare civilă ca să poată obține buletin sau pașaport românesc și încerc varianta cea mai apropiată, la Iași. Omul e de la Florești, deci pentru Iași ar fi varianta cea mai bună. La stare civilă, programări online nu se pot face pentru anul viitor. Posibil 7 ianuarie, abia de Crăciunul peste vechi, pot începe a face programări. Aici scrie ce fel de acte trebuie. Trebuie să accept cookie. Și programare online. Imposibil. Hai la Vaslui. Am intrat pe site-ul primăriei Vaslui, tot cu programările online, da? Depunere dosar transcriere, persoanele care n-au domiciliu în România, hai de programare. Suntem în decembrie, cât e azi? 17. Văd că e accesibilă doar data de 18. Accesibil, dar ocupat. Totul. Și nu știu de ce doar de la ora 3 până la 4. Deci o oră pe zi să accept actele, asta nu-i bătaie de joc. Pe 25 săptămâna următoare iar e ocupat. Pe 1 ianuarie ocupat probabil e sărbătoare. Pe 8 ianuarie a 20 de Crăciun sau Crăciun pe stil vechi ocupat. De ziua culturii, ziua nașterii lui Eminescu, toată ora e ocupată, pe 22 ianuarie ocupat, pe 29 ocupat, pe 5 februarie ocupat. Băi, vă bateți joc tot anul viitor? Păi da, dacă numai o oră funcționează, tot anul următor e ocupat. Februarie. Hai să vedem în martie. 4 martie ziua cutremurului ocupat, pe 11 martie ocupat, pe 18, 25 martie, pe 1 aprilie de ziua păcălelilor, tot e ocupat. Deci la Vaslui n-ai ce căuta, pentru că acolo lucrează numai o oră și tot anul viitor sunt programări făcute. Nu știu cine cum s-au programat, dar n-ai ce aștepta până în iunie, jumătate de an. Iulie, august, chiar ești curios, până când sunt făcute programările. Primăria Vaslui, vă bateți joc de noi, de oameni? Știi dacă au domiciliu în străinătate? Nu sunt tot cetățeni români? Și chiar dacă n-ar fi cetățeni români, nu sunt tot ființe umane, n-au drepturi? Ce bătaie de joc? Ia uitați-vă, degrabă. Și pentru decembrie anul viitor o să constatăm că e ocupat. Da, uitați-vă, în decembrie, 16 decembrie anul viitor, e ocupat. 23, peste un an totul e ocupat. Și în 2021 e ocupat. Birocrația îngroapă România. Chiar ești curios, până când e ocupat totul? Sau nu le funcționează lor site-ul, sau chiar e ocupat. A, uite, abia în 2021, pe 23 iunie, e liber de la ora 3. Fai de capul meu. Ia de să văd, chiar te poți programa? Da, poți să te programezi. E-mail, numai e-mail, dai nume, prenume, e-mail și data obținerii de cetățenie, atât. Tot e bun. Da, măi, da, în iunie 21, vai de capul meu. Și la primărie sectorul 1, București, spunea că azi de la ora
De la ora 10 se va putea face programare. Gata. Nu se mai poate face programare. Și abia 11, 10 și un sfert. Deci am ratat ocazia. Următoarea programare va fi probabil în ianuarie pentru luna februarie. Hai de capul meu. Cui trebuie așa? Protecție de stat care își bate joc de oameni.